nopțile nodului. În continuare, vă invităm să urmăriți programele noastre. De care îi prețuiesc și care m-au convins că sunt cei mai buni pentru propunerea pe care am pus-o ei. Și care au marșat pe faptul că hai să o facem, hai să facem țăcăneala, să facem țăcăneala asta până la capăt. Și o fac cu multă, multă încredere și cu multă poftă actoricească, cu mult talent. Și atunci n-avem decât să mergem în continuare până la întâlnirea cu publicul și să fim convins. Care merită, poate chiar prevăzut. Cum vedeți, apare în distribuție și doi muzicieni, îi cunoașteți, deci muzica este live, tot e pe bandă, nimic. Cetățean, principal, e altceva să discuți cu... un actor titrat, un actor amator. Care are experiență. Asta zic, să vină la teatru, să vadă spectacol, nici o altă formă alternativă. Nu este, nu poate locui venirea și vizionarea de spectacole. Da, tocmai. Workshop-uri, ateliere, să ne ținem de mânuță, să ne privim în ochi. Păi acum cu ei așa trebuie, ca, nu, trebuie ca să, mașina nu, așa cum, ca să citești, trebuie să deschizi o carte, da? Că nu poți altfel, nu poți, trebuie să deschizi cartea. Altfel, cartea e un rest, de mormânt. Deschizi cartea. Stare de spirit. Așa trebuie să intri pe ușa aia. Dacă nu intri pe ușa aia, n-ai văzut nimic din teatru. Nimic. Dacă îmi dai voie, eu când m-am dus, primul lucru în plus, m-am dus ca student, mi-am luat abonament la filarmonică, la operă, la teatru, asta a fost primul lucru. După care m-am luat și la biblioteca universitară. Dacă am întrebat acum o fătucă care am ajutat-o foarte mult să scoată o carte, primul lucru, care l-a făcut când a ajuns în Cluj, ca studentă, s-a făcut un prieten. Deci, apropo de ce vorbesc, stare de spirit și a te lua după ceilalți, să-ți aduci banii de lume. Și în acest fel, dragostea se răzbată chiar și prin cămașă de forță. Deci, metafora asta și imaginea de la sfârșit care... Așa, mai vindeți-vă imaginile, că nu mai vine nimeni la... Deci ideea este că e cu happy end, asta e. Nimic. Asta e răspunsul meu preferat, când mă întreabă cineva ce am duce în loc festival atelier. Stagiunea... Foarte interesant. Este o stagiune, sigur, ineditul este că sunt spectacole noi. Și din zone diferite, comedie, teatru contemporan, teatrul ancorat în probleme sociale, cum e spectacolul Șantaj. 10 lei pentru ele, 10 lei. Două cola. Și două țigări. Deci, da, vă promit că o să o rezolvăm și asta cât de curând. O să am o discuție la nivel de inspectorat și să le explic că e mai important pentru ei să vină.